Angajatul unei spălătorii din Cluj-Napoca a fost reținut de polițiștii clujeni după ce a furat mașina unui client. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că un bărbat de 40 de ani, angajat al unei spălătorii auto din Cluj-Napoca, ar fi sustras un autoturism al unui client, pe care l-ar fi condus ulterior pe drumurile publice, deși nu poseda permis de conducere. Scrie știrdecluj.ro. Ulterior, bărbatul a fost depistat de către polițiștii clujeni pe raza județului Caraș-Severin, sustrăgându-se în această perioadă urmăririi penale. Bărbatul a fost condus la sediul inspectoratului, iar ulterior cercetărilor a fost dispusă reținerea acestuia pentru 24 de ore. Autovehiculul, a cărui valoare a fost estimată la circa 5.000 de euro, a fost recuperat și predat părții vătămate, iar hoțul urmează a fi prezentat instanței cu propunere legală.